Bezele, dragi prieteni, o nouă ediție astăzi, o nouă ediție interesantă, exclusivistă pe zona învățământului superior. Avem plăcerea, chiar dacă deocamdată via Zoom, via Skype, să-i avem ca invitați la ediții dialog pe rectorii marilor universități din România. Educația e cea mai sănătoasă și mai importantă investiție pe care un stat, dacă își dorește să meargă mai departe și să aibă un viitor, așa cum foarte frumos ne-a destinsul nostru invitat înainte de a intra în direct, atunci înseamnă că investiția în educație este esențială. Și dacă ieri am fost la Cluj, la domnul rector Cătoi, Universitatea de Științe Agricole și de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, iată, ne întoarcem la București în periplul nostru și mulțumesc domnului profesor universitar dr. Răzvan Ionuț Teodorescu, iată, domnia sa, rector interimar, ordonator de credite, dar membru al importantei Universități de Științe Agronomice și de Medicină Veterinară din București. Vă salut din inima Moldovei, domnule profesor. Multă sănătate, în primul rând, și la mulți ani. Bună ziua, la mulți ani, la mulți ani tuturor și vă mulțumesc frumos și vă felicit totodată pentru acest gând de a intra în dialog cu mediul universitar, pentru că, așa cum discutam înainte, dacă avem educație clădită pe baze solide, n-o să ne mai facem griji de în viitor. Și pentru început, m-am abordat și cu ai dumneavoastră colegi rectori ai marilor universități din România. Aș vrea să vă întreb, cum e această perioadă pentru USAMV București? O perioadă, din păcate, atipică, o perioadă care a început în luna martie 2020 și care ne-a schimbat viața. Cum faceți față dumneavoastră provocărilor? Studenții cum fac față provocărilor pandemice, din păcate? Așa este, am avut o schimbare, putem să-i spunem o resetare a stilului de viață cu care ne obișnuisem de-a lungul timpului, dar trebuie să facem față tuturor condițiilor. Practic, cu acest mesaj, cred că încep orele profesorii din mediul academic, mediul universitar, către studenți cu mesajul de a învăța pentru a putea face întotdeauna față schimbărilor cu care se confruntă. Anul acesta, ce pot să vă spun? Noi trebuie să începem foarte, foarte bine și am început în forță, pentru că anul acesta sărbătorim 170 de ani de la înființarea universității și atunci nu putem decât să avem un vibe foarte bun de-a lungul acestui an și să dăm un pic la o parte pandemia. Bineînțeles că nu trebuie să uităm de ea, pentru că trebuie să lucrăm cu aceeași grijă în aceste condiții și să avem grijă cu spălat pe mâini, cu măști, cu distanțare și așa mai departe, ceea ce se impune pentru o astfel de situație. Da, pot să spun că ne-am organizat foarte repede și am trecut, să spunem așa, cu bine testul de resetare și de trecere în online în prima dată, în prima parte a perioadei de pandemie. Iar acum cred că pot să spun că am ajuns la un nivel superior în ceea ce privește organizarea din punct de vedere al susținerii cursurilor online, pentru că în momentul de față noi avem un format hibrid, în sensul că laboratoarele, seminariile și lucrările practice se țin fizic, cu prezență fizică, iar cursurile se țin online. Am preferat, deși studenții sunt în campus, am preferat să facem lucrul acesta pentru cursuri să fie online, pentru că, din păcate, unele facultăți care au serii foarte mari de studenți și asta însemna că odată ce doream să menținem distanțarea, nu aveau suficient loc
studenții să fie prezenți fizic cu toții din anul respectiv la curs. Și atunci am preferat să mergem în variantă online pentru a nu, știu eu, îi face pe unii să se simt sau să face o selecție cine să vină, cine să intre la curs astăzi, cine să intre săptămâna viitoare și așa mai departe. Dar ce să spun, luăm părțile bune din toată treaba asta, dacă pot să spun așa, și anume că eu cred că ne-am organizat mult mai bine având în vedere că ne folosim mai mult de calculator. Și asta cred eu că este o parte bună acestei perioade de pandemie. Studenții s-au adaptat și ei destul de bine și au înțeles și ei necesitatea și urgența în ceea ce privește vaccinarea. S-au vaccinat, pot să spun că avem la momentul acesta, suntem undeva la un procent de 84% din stafful universității, din angajații universității vaccinați, iar studenții sunt tot așa, sunt undeva la 80% vaccinați. Ceea ce, bineînțeles, că ne-a permis să mergem fără întreruperi în sistemul hibrid, în ceea ce privește susținerea lucrărilor practice, seminariilor și laboratoarelor cu prezență fizică. Trebuie să nu renunțăm la învățământ. Este, cred că fiecare dintre noi ar trebui să fie conștient că învățarea este un proces care se desfășoară pe tot parcursul vieții și orice ban, orice resursă alocată învățării nu poate constitui decât o investiție în noi. Pentru că trebuie să investim în noi, trebuie să învățăm cât mai multe ca să putem să evoluăm. Aș mai vrea să vă mai spun ceva legată de pandemie. De fapt, o paralelă între pandemie și învățământ. Vedeți cum în pandemie noi am fost obligați să purtăm această mască. Așa ar trebui ca pe post de filtru pentru a ne proteja de virus. Așa se întâmplă și în viața cealaltă, care este din ce în ce mai mult dominată de sursele acestea de informare din online, care multe din ele sunt necontrolate, neverificate, și atunci studenții, mă rog, toți oamenii ar trebui să poată să facă o cernere a informațiilor, astfel încât să vadă care informație este corectă și care este cea incorrectă, pentru că în toate mediile acestea de informare online, pe toate rețelele de socializare, circulă fel și fel de informații. Și noi trebuie să ne pregătim și trebuie să facem față și acestei, cum să-i spun, pandemii informatice, aș putea să o numesc, pentru că trebuie să știm care sunt sau să încercăm să înțelegem din explicații și așa mai departe ceea ce se prezintă în mediul ăsta online, ce este corect și ce nu este corect și care informație este valabilă și care nu este valabilă. Sigur că toate lucrurile acestea au legătură cu educația. Și de la grădiniță, clasa 1, din clasele 1, 4, 5, 8, 9, 12 și după aceea la facultate, noi nu facem altceva decât să așezăm în mintea, în creierul fiecărui individ aceste filtre care se bazează pe cunoștințe, astfel încât la maturitate sau după
terminarea perioadei de școală obligatorie, să poată să aibă niște informații minime cu care să poată să lucreze în viața de zi cu zi fiecare om. Înainte de intra în direct, vă spuneam, și sunt convins că și dumneavoastră, și să-l salutăm și pe domnul ministru, pe domnul profesor Mihai Sorin Câmpeanu, dumneavoastră duceți munca dumnealui mai departe, e o echipă la USMV București. Iată, domnia sa și fost președinte al Consiliului Național al Rectorilor, reprezintă și Asociația Universităților Francofone și v-aș provoca și pe dumneavoastră la un dialog. Credeți că cu atât mai mult am trecut și trecem prin această pandemie și am văzut că uneori am fost vulnerabili atunci când a venit vorba de a ne asigura hrana. Pe de altă parte este și această discuție legată de ce ar trebui să investim în agricultura noastră. Vă întreb și pe dumneavoastră, salutări de la Iași și de la IATA, Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad. Salutăm și salută și din partea domnului rector Gerard Jităreanu. Și este și o alianță puternică a universităților pe acest profil. Așadar, noi, societatea și statul, ar trebui să ne regândim poziția atunci când e vorba de a investi în științe agronomice și în medicină veterinară. Cu toții ne hrănim, trăim în mediul înconjurător, trăim cu alături de animale, unele sunt de companie, altele cu ajutorul lor ne hrănim, domnule profesor, domnule rector. Bun, păi sigur că da, poate că cu ceva timp în urmă, când vorbeam de universitățile de științe agricole sau aceste universități de cu profil agronomic, probabil că ne gândeam la situațiile pe care le știam de la bunici și așa mai departe, din alte povestiri. Dar lucrurile au evoluat foarte mult. Suntem într-o zonă la momentul acesta sau la un nivel în care tehnologia aceasta informațională, informatică, a ajuns să fie un suport de bază pentru un fermier. Prin urmare, în cadrul universității, vreau să vă spun că avem 7 facultăți. Avem Facultatea de Agricultură, avem Facultatea de Horticultură, avem Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere, avem Facultatea de Medicină Veterinară, avem Facultatea de Ingineria Mediului și Îmbunătățiri Funciare, avem Facultatea de Biotehnologii, avem Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală. Aceste 7 facultăți pe care le avem, fiecare cred că acoperă întreg spectrul tuturor domeniilor din care au legătură cu agricultura. Vă spuneam la început de importanța IT-ului în agricultură. Și totodată trebuie să atrag atenția asupra faptului că, deși avem această informație, acces la această informație pe telefonul mobil sau pe calculator, această informație nu poate fi interpretată decât de un specialist care a urmat cursurile unei astfel de universități. Pentru că degeaba știm noi că într-o fază de vegetație avem sau nu avem apă, sau ce cantitate de apă avem în sol, ce temperatură avem în sol, ce umiditate avem și așa mai departe, ce cantități de azot, fosfor, potasiu avem în sol, dacă nu știm să le interpretăm fix pentru faza de dezvoltare a plantei respective la momentul acela. De aceea este important ca inginerul care termină o astfel de facultate, el știe absolut ce acțiuni trebuie să întreprindă în momentul în care vede pe calculator sau pe telefon aceste informații obținute cu ajutorul tehnologiei. Știți cum te duci la spital, îți faci analizele, îți recoltează niște sânge și te uiți la ele.
Și zici, bun, le am, deci sunt cu temele făcute, da, dar analizele respective întotdeauna vor spune ceva, vor aduce niște informații, iar informațiile astea trebuie traduse de cineva, un om simplu care poate să aibă resurse financiare suficiente ca să-și poată permite astfel de tehnologii cu care să obțină informații, trebuie să mai aibă ceva, trebuie să mai aibă specialistul ca să poată să-l interpreteze și să știe ce anume trebuie să facă astfel încât să, în ferma lui, să-și optimizeze activitatea și totodată să-și optimizeze costurile. Pentru că dacă senzorii din sol spun că ai suficient azot, ai suficient fosfor, ai suficient potasiu, tu atunci poți să mai faci o economie neaplicând și nesaturând solul în astfel de elemente. Sunt câteva, sau dacă ai un sistem performant de irigații care te ajută foarte mult să economisești apa, tot așa, dacă ai senzorii respectivi și ai, vezi ce cantitate se află în sol, știi în ce fază de vegetație te afli cu specia respectivă, atunci știi dacă e nevoie să mai dai apă sau nu este nevoie să mai dai apă. Toate lucrurile astea se învață în facultate. Așa este. Și iată, ați punctat dumneavoastră, ați vorbit de fermieri. V-aș întreba, știu, e un parteneriat pe care îl are inclusiv USAMV București cu fermierii, cu companiile din domeniu. Și cred că e esențial, pentru că România, având în vedere ce s-a întâmplat înainte de 1989 și astăzi, am parcelat, am împroprietărit, avem terenuri. E clar că nu poți face performanță atunci când ai agricultură de subzistență și faci pe jumătate de hectar, și cred că ar trebui să încurajăm acea idee de asociere, care nu e același lucru cu cooperația de altă dată, dacă să ne gândim așa. Așadar, relația dumneavoastră, parteneriatul pe care îl aveți cu fermierii, cu companiile din domeniul profilului Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Sigur că da, este un element important în ceea ce înseamnă dezvoltarea și formarea unor specialiști. Pot să vă spun că pe lângă bazele de practică pe care le avem noi ca universitate, lângă București la Moara Domnească sau lângă Buzău la Pietroasa și la Istrița, pe lângă aceste baze de practică în care merg studenții și desfășoară activitățile practice specifice, avem și aceste parteneriate de care spuneați dumneavoastră, care iarăși sunt indispensabile în această lume. De ce? Pentru că fără asta în contact cu mediul economic, un student nu o să poată să înțeleagă foarte bine care ar fi posibilitățile lui de dezvoltare ulterioare. În cadrul universității noastre avem un centru de consiliere și orientare care stă în contact cu toate cu marile firme și nu numai, dar stă în contact cu ele, organizăm târguri în care firmele, și acum o să se apropie cât de curând în luna mai un astfel de eveniment în care invităm partenerii noștri să vină să ne viziteze în campus și să stea în contact cu studenții noștri. Tot pentru a facilita această legătură cu mediul economic, am înființat am dezvoltat o platformă pentru joburi, se numește USAMV Jobs. Și acolo studenții pot intra direct în legătură cu fermierii, cu firmele de profil de mașini, utilaje agricole și așa mai departe, și pot să-și găsească mult mai ușor în anii de studenție internship-uri sau stagii de practică,
pe care să le urmeze pentru a beneficia, bineînțeles, de experiența pe care de altfel toată lumea o solicită la angajare. Ați văzut că nu e un anunț în care să nu se solicite oarește experiență. E, pentru acest lucru am dezvoltat aceste relații cu partenerii noștri economici. De asemenea, avem și în stațiunile de la Moara Domnească, de lângă București, la Pietroasa și Istrița. Apropo, cele două stațiuni sunt cele mai vechi stațiuni din țară, Pietroasa și Istrița, o să sărbătorească la anul 130 de ani de la înființare. Avem acolo cea mai veche pepinieră la Istrița, iar la Pietroasa avem o fermă de viticultură și vinificație pe care ne-am dorit să o dezvoltăm și am reușit să facem lucrul acesta astfel încât să fie la nivelul anului 2022 cu ceea ce se află acolo în dotare și să, bineînțeles, să fructificăm rezultatele cercetării pe care le-au obținut înaintașii noștri și să perfecționăm produsul final, respectiv vinul, utilizând acele clone și acele soiuri pe care le-au creat cercetătorii universității noastre de-a lungul timpului. Ei, și aici o altă zonă importantă, interesantă. Sunt convins și dumneavoastră faceți acest lucru. Așa cum la Iași, atât la Universitatea de Științele Vieții Ionescu de la Brad, sunt aceste ateliere de microproducție, unde e clar studenții pe zonă de panificație, carmangerie și poate la Iași este și, iată, și berea este produsă, pentru că e necesar. Am vorbit cu domnul Cătoi, iată, la USAMV Cluj-Napoca și la USAMV București se întâmplă acest lucru și aș vrea să vă întreb dacă am putea dezvolta la o scară mai largă, pentru că vorbim de o lume în care economia să fie sustenabilă, să avem produse naturale, dar produse românești. Și cred că inclusiv USAMV București poate fi acel motor. În general, toate universitățile de științe agronomice și de medicină veterinară pot face acest lucru, pentru că oamenii își doresc ca pe galantarele din hipermarketuri să aibă din ce în ce mai multe produse autohtone, sănătoase. Așa este și totodată trebuie, pentru a și consuma aceste produse autohtone, trebuie tot așa făcut educat consumatorul să înțeleagă de ce este important să îți consumi propriile produse și astfel încât să nu mai ajungem să exportăm materie primă și după aceea să importăm produs finit, că este, chiar este păcat. Și atunci avem nevoie de studenții noștri, avem nevoie în viitor de cât mai mulți specialiști, tocmai care să înțeleagă acest mecanism, că important este să producem, ne pricepem la chestia asta și atunci trebuie să producem în țară cât mai multe produse, bineînțeles, care sunt specifice locului, că nu se poate altfel. Sigur că în momentul în care vedem produse aduse din import, probabil că sunt mai bine prezentate, au un marketing un pic mai agresiv și așa mai departe. Și atunci suntem tentați, auzim de ele la televizor în permanență și atunci normal că par mult mai tentante când le vedem în magazin. Dar și aceasta este o muncă tot legată de educație și de a înțelege foarte bine încă de pe băncile școlii de ce este important să producem în țară și de ce este important să le și consumăm. E important să le avem în țară și să le consumăm, dar cred că, și aici v-aș întreba și pe dumneavoastră, cred că suntem deficitari oarecum la zonele destinate depozitării. Pentru că e clar, după 1989,
la fel ca și în zona de irigații, s-au distrus multe din lucrurile pe care le aveam și cred că ar fi un atou. Și v-aș întreba și pe dumneavoastră, ar fi un atou? Pentru că e clar, un lanț de hipermarketuri îți va solicita într-un termen scurt zeci de tone poate de, nu știu, cartofi sau să vorbim de mere, de fructe. Or, cel puțin în zona Moldovei s-au făcut progrese, dar mai e încă mult de muncă. Da, așa este. Avem nevoie de capacități foarte mari de stocare și în medii cât mai bine controlate. Ce pot să spun că avem noi, pentru că și noi de-a lungul timpului am observat această nevoie, iar la Moara Domnească ne-am dezvoltat un astfel de depozit cu 10 celule frigorifice și acolo, în momentul în care avem o producție bună și de calitate, astfel încât să o păstrăm, astfel încât să nu o vindem la prețul din sezon, este foarte important și acest aspect pe care trebuie să-l avem în vedere, cel economic, și atunci nu trebuie să ieșim cu produsele pe piață în momentul în care ele există în cantități foarte mari. Dar da, este nevoie și vorbeați mai înainte de asociere. Iată, acesta este unul din avantajele, unul din marile avantaje a unei asocieri. Sigur că da, dacă eu am 10 hectare de pământ și vreau să-mi fac un astfel de depozit, mă gândesc de foarte multe ori și probabil că o să renunț sau nu numai depozit. Dacă am 10 hectare de teren și vreau să mă utilez cu niște echipamente, cu niște utilaje, cu mașini, mă gândesc tot așa de foarte multe ori dacă rentează și apoi renunț, probabil că fac calculele pe hârtie și văd cam în ce perioadă s-ar amortiza. Dar dacă eu m-aș asocia cu vecinul din stânga, vecinul din dreapta, vecinul de sus sau de jos, atunci, într-adevăr, suprafața ar crește și atunci toate lucrurile astea făcute în comun ne-ar ajuta pe toți și atunci, în momentul în care am producția în depozit la mine, recoltată, mecanizat și așa mai departe, adică cu optimizarea costurilor, atunci mă duc și vorbesc cu, sau negociez prețul pentru piață, pentru magazine, pentru a vinde recolta mea altfel, pentru că am niște cantități pe care le discut și atunci altfel discut cu cel care achiziționează cu hipermarketul sau supermarketul sau cine dorește să achiziționeze recolta. E important să înțeleagă fermierii că este o voce, se aude mult mai bine când este puternică decât niște șușoteli pe la colțuri. Asta este important. Să știți că și hipermarketurile au nevoie de o constanță în livrare, de o cantitate constantă, de o calitate constantă și pe ei interesează în mod deosebit să vorbească cu cât mai multe persoane, cu cât mai puține persoane. Adică nu preferă să meargă din fermă în fermă și să achiziționeze 10 tone de mere dintr-o fermă, mai discută cu altcineva, mai discută de încă 10 tone și așa mai departe. Preferă să discute ori cu o asociație, ori cu un fermier mai mare, care poate să-i satisfacă lui nevoia pe care o are de fructele sau legumele respective în sezon. Și aici ar trebui lucrat foarte mult. Noi tot am avut întâlniri cu fermierii, avem colaborări cu hipermarketurile și aflăm acest lucru. Asta este durerea hipermarketurilor. Pe partea cealaltă, fermierii, într-adevăr, din păcate, nu există o înțelegere, o capacitate foarte mare de dialog între ei. Probabil că, nu știu, cred că ar trebui niște măsuri care să stimuleze și mai mult, să încurajeze și mai mult aceste asocieri între fermieri. De ce? Cine cumpără vrea să cumpere partizi mari,
și atunci ai nevoie de suprafețe de pământ foarte mari. Deci nu poți să le lucrezi manual. Vedem foarte bine cum stăm cu forța de muncă, pentru că avem o lipsă acută a forței de muncă și probabil că lucrul acesta o să se acutizeze și mai tare. Sigur, aducem din altă parte oameni din alte țări, dar nu cred că este o rezolvare acest lucru. Adică dacă și o să mai avem o problemă. O să mai avem o problemă foarte mare cu resursa umană calificată. Pentru că ne uităm ce se întâmplă. Din punct de vedere demografic, suntem într-o scădere drastică la nivel național. Observăm că, bun, procentele cresc în ceea ce înseamnă rata de reușită la bacalaureat sau la evaluarea națională. Dar trebuie să ne uităm și la cifre și să constatăm că, știți că este un proverb chinezesc care spune că dacă vrei să-ți faci planuri pentru un an, poți să semeni orez. Dacă vrei să-ți faci planuri pentru 10 ani, poți să plantezi un pom. Iar dacă vrei să-ți faci planuri pentru o viață, trebuie să educi un om. Și atunci, plecând de la acest lucru, noi ne uităm în universități, ne uităm foarte bine ce o să se întâmple peste 4 ani. Și eu m-am uitat după știrile din vară, am văzut ce s-a întâmplat la evaluarea națională, spre exemplu. Adică viitorii noștri studenți peste 4 ani au fost, cred că vreo 94.000 din cei 123.000, cred că au fost înscriși, o 94.000 au reușit să treacă, să ia peste nota de trecere. Haideți să vedem, mergem mai departe și vedem că rata de reușită la bacalaureat a fost undeva la, per general, așa cred că a fost până în 70%. Dacă aplicăm acest procent la cei 60, cei 90 și ceva de... 94.000, da, ce spuneați dumneavoastră? Ajungem undeva la 64-65.000 de potențial, asta în situația ideală, în cazul în care nimeni nu renunță în decursul celor, pe parcursul celor 4 ani de liceu, toată lumea ia bacul și așa mai departe. Ajungem la 65.000, să spunem. Și vreau să vă gândiți că numărul de locuri bugetate de către Ministerul Educației este de 64.000. Și aici nu includem universitățile militare, nu includem universitățile private, nu includem locurile cu taxă pe care fiecare universitate de stat le scoate la concurs. Deci iată că o să avem în viitor o criză acută de resursă umană calificată. Și este foarte, foarte periculos lucrul acesta. Pentru că resursa umană calificată nu se realizează peste noapte. Din păcate. Și aici, demografic, trebuie să facem ceva și trebuie găsite acele stimulente care să ne ducă. Sigur, este o măsură care o să genereze niște efecte pe termen lung. Nu o să ne așteptăm că mâine orice măsură s-ar lua, nu o să ne așteptăm că peste o noapte, peste doi, peste un an, peste doi, o să creștem cu procente bune numărul populației. Sunt și aceia dintre români care pleacă în străinătate. Tentația e cât mai mare, vedem de fiecare dată în România, probabil că sunt în toate orașele, vedem în București, târguri de universități, au venit târguri de licee acum. Vin peste noi, toată lumea are această problemă, această criză demografică, toată lumea vrea să atragă studenți de oriunde, nu contează, și vin, știți, vin foarte bine pregătiți, vin pregătiți cu o prezentare a școlii, a universității, după aceea vin pregătiți și cu partea de finanțare, adică au venit cu soluția completă, se prezintă cu soluția completă, ceea ce devine foarte atrăgător.
pentru un copil care este bun și vrea să studieze și vrea să-și urmeze visul pe care îl are. Sunt semnale de alarmă transmise de dumneavoastră, dar cred că și în universități va fi dificil pentru dumneavoastră să rețineți resursa umană. Spuneau colegii dumneavoastră, spre exemplu, la nivel de început de carieră, poate ar putea fi modificat condiția ca cine își dorește să devină asistent, să meargă spre zona de lector, bun, conferențiar, trebuie să aibă doctoratul. E un motiv pentru care este descurajat un tânăr. Pe de altă parte, vine compania, dacă el este foarte bun, inclusiv studenta dumneavoastră pe care l-ați coordonat la licență, îi veți spune, bun, 2000 de euro versus 5000 de euro. Bun, am făcut exagere că nu e chiar așa. Normal că el va merge spre zona privată și cred că și în universități le simțiți și dumneavoastră că resursa umană e greu de a mai fi păstrată. Că e vorba de cercetare, că e vorba de zona didactică, academică. Așa este. Este din ce în ce mai greu, mai ales în ultima perioadă când am văzut toată nebunia asta cu scumpirile în lanț. Este din ce în ce mai greu să-i ții aici. Prin proiectele pe care le-am mai dezvoltat în cadrul universității, am reușit să dezvoltăm un centru de cercetări aici în cadrul universității și am păstrat câțiva studenți care lucrează în acest centru și lucrează cu aparate, au fost doctoranzi. Acum s-au transformat în cercetători, sigur că da, mai vin la ore, mai susțin și activități didactice, dar iată că este nevoie să le pui și alte modalități de a se dezvolta din punct de vedere financiar, pentru că trebuie să le asigure această finanțare. Și atunci, la nivel național, din păcate, aceasta ar fi fost una din posibilități. La nivel național să existe o foarte mare constanță în ceea ce înseamnă competițiile de proiecte de cercetare, ca să poți să susții de fiecare dată centru cu toate cercetările pe care le dezvoltă acolo și să fie finanțate din aceste proiecte de cercetare. Este foarte greu, valoarea proiectelor nu este una foarte mare și așa mai departe, adică sunt o sumedenie de constrângeri pe care o universitate trebuie să le rezolve într-un fel sau altul pentru a-și reține resursa umană pe care a format-o, a calificat-o și aceasta este foarte vulnerabilă să plece undeva gata, pregătită cu tot kitul, să spun în ghilimele, de pregătire pentru a lucra pentru oricine altcineva, fie în România, fie în afara țării. Este complicat și vă dați seama, îți pleacă cineva de la un laborator în care ai investit sume considerabile pentru specializări, pentru echipamente și așa mai departe și rămâi descoperit acolo. Nu găsești imediat și într-adevăr este o piedică în momentul în care, cum să vă spun, haideți să facem o simulare, dacă un doctorand în timpul desfășurării activității de doctorat este și beneficiarul unei burse doctorale, atunci el câștigă o anumită sumă. În momentul în care îi ceri să rămână în continuare, după ce susține doctoratul, îi ceri să rămână în universitate, atunci cu tot efortul lui pe care l-a depus timp de 3 ani, de 4 ani, ca să finalizeze acea cercetare pentru teza de doctorat, o să vadă că salariul lui, în momentul în care trece din doctorant, trece într-un asistent, îi mai cer să aibă doctoratul ăsta, salariul sau venitul lui rămâne același și este unul foarte jos. Și eu cerându-i să fie cât mai performant, cerându-i să aibă doctorat. Sunt niște lucruri care trebuie analizate foarte atent, discutate noi în cadrul universităților, în cadrul Consiliilor Naționale ale Rectorilor pe care le organizăm.
tot discutăm și cred că este nevoie acută, de modificarea legii educației pentru că cu toții vedem niște probleme, le simțim pe propria piele și spunem că astea sunt și nu este suficient lucrul ăsta. Chiar nu este suficient. Trebuie să se întâmple și ceva, trebuie să se întâmple o modificare. De-a lungul timpului, cred că s-a tot vorbit în presă și peste tot, care ar trebui, care sunt soluțiile și așa mai departe. Deci vorbim de ce aș face eu, ce aș face nu știu ce, ce aș face nu știu care. Trebuie să se și întâmple din lucrurile astea ceva. Să vedem dacă într-adevăr sunt susținute sau se pot susține sau nu se pot susține. Așa este și iată, tocmai ați anticipat, inclusiv domnul profesor Câmpeanu a lansat în discuție, iată, o nouă lege, un nou proiect pentru legea educației naționale, dar și o nouă ierarhizare a universităților, domnule rector Răzvan Ionuț Teodorescu, SMV București. Cum vedeți dumneavoastră o nouă ierarhizare și să ajungem inclusiv la topurile internaționale? Și dialoghez cu dumneavoastră, așa cum le spuneam și colegilor, și cred că uneori criticăm, poate și mass media, dar societatea în general. Da, universitățile noastre sunt pe locul 1000 din 1200. Dar dacă este să ne uităm la ce finanțare, la ce sprijin oferă, bun, multe dintre ele sunt independente, ele se autofinanțează. Și aici o problemă legată de autonomie și cum ar putea universitatea să aibă pârghile. Dar cred că este ingrat să cerem să fim pe același loc cu Oxford, Stanford, Cambridge, în condițiile în care acestea au buget, cred că cât bugetul tuturor universităților și inclusiv al Ministerului Educației, câți bani investim noi în educație. Vă rog. Așa este, o universitate ajunge la nivelul bugetului Ministerului Educației. Și aici ținem cont și de preuniversitar și de universitar, da? Adică nu avem cum să facem comparație practic. Plus de asta, știți ce se întâmplă în domeniul nostru de activitate, că mă întorc de fiecare dată la noi, atâta timp cât lucrez cu ciclu de producție, atâta timp cât lucrez cu culturi care sunt sau cu specii care sunt perene și stau în câmp. În momentul în care faci niște cercetări serios, în momentul acesta trebuie într-adevăr ca ceea ce cercetezi tu să fie reproductibil și să aibă o bază solidă, ar trebui condițiile meteo să fie aceleași în fiecare an, în aceeași etapă de dezvoltare și așa mai departe. Adică un articol sau un articol științific în domeniul nostru se scrie de mai greu, mult mai greu decât, știu eu, un alt articol unde ești, poți să-ți desfășori activitatea de cercetare într-un laborator sau în altă zonă. Pentru că sunt aceste constrângeri pe care le are agricultura. Nu avem ce să facem. Asta ne-am ales, asta trebuie să facem. Da, sunt foarte bune topurile, pentru că ai de fiecare dată ai un model unde să te uiți, unde să țintești. Dar ele nu trebuie să reprezinte o luptă între unul și celălalt, pentru că asta noi nu putem să o facem decât convingându-i pe oameni, venind la noi, văzând despre ce este vorba și trăgând o concluzie. Bun. E, într-adevăr, toată lumea acum discută de topuri internaționale. Suntem și noi în unele topuri internaționale, dar, v-am zis, este foarte greu finanțarea nefiind susținută așa cum ar trebui să fie, sau măcar să plecăm de undeva de la același nivel. Și atunci să vedem, da, domne, eu pot, înseamnă că am eu o problemă dacă nu mă descurc să ajung și eu la nivelul universității X din nu știu ce țară. Dar trebuie să adunăm mere cu mere, pere cu pere, ca să putem să tragem o concluzie câte mere avem, câte pere avem. Adunăm mere cu pere cu prune și nu știu ce și spunem câte mere avem în total. Așa este. În ultimul timp vorbim de universități antreprenoriale, domnule rector Teodorescu, și pe de altă parte de a încuraja
pe studenți în a-și dezvolta propriul business. Și sunt modele de succes inclusiv la Iași, sunt convint că sunt și la București, Timișoara, Cluj, chiar era un exemplu, l-am prezentat astăzi cu ajutorul partenerilor de la Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad, doi tineri care iată în județul Botoșan și a dezvoltat o afacere în agricultură excepțional. Și aici, dacă îmi permiteți, știu că USMV București are acest, iată, proiect Fii Smart, student implicat în dezvoltarea startup-urilor de succes. Și foarte interesant, iată aici e și o sumă alocată destul de consistentă, dacă îmi permiteți, 287.000 de lei, apropo de un startup. Așadar, Universitatea Antreprenorială, susținerea tinerilor în a-și dezvolta propriul business și vorbim de zona științelor agronomice și de zona medicinei veterinare. Așa este. V-aș mai cita un... Vă rog, vă rog. Da. V-aș mai da un citat, tot chinezesc este, și spune așa, spune-mi și voi uita, arată-mi și voi ține minte, implică-mă și am să înțeleg. Asta ne-am dorit și noi foarte mult, am creat, cum spuneam, Centrul de Consiliere și Orientare, am dorit să implicăm pe studenți cât mai mult în diverse activități ca să vadă și să înțeleagă lucruri. Avem două astfel de proiecte, două proiecte Inotec am câștigat anul acesta. Avem de făcut, cred că unde 21 de firme pe unul din proiecte, pe celălalt 23 parcă erau, cu sume plecate de la 40.000 de euro până la 100.000 de euro pentru fiecare business plan care convinge un juriu că este sustenabil. Până la urmă, la nivelul acesta trebuie să ajungem și atunci cu siguranță că studenții noștri vor avea și modele din rândul lor la care să se uite și la care să viseze, pentru că, sigur, în momentul în care unul din, mă duc eu sau se duce oricare alt coleg de al meu către studenți și le spune, interpretarea este aia, da, vrea să mă convingă că nu știu ce vrea el să îmi spună și așa mai departe. Important este să-i facem pe ei să înțeleagă că noi suntem aici pentru că ei sunt în școala noastră și atunci dacă ei nu mai sunt în școală, noi nu mai avem ce să mai căutăm în școală. Dar cu toții recunoaștem că este nevoie de această școală și școala asta nu trebuie abandonată sub nicio formă. Cele două proiecte de care vă vorbesc sunt un punct de pornire în ceea ce înseamnă o universitate antreprenorială. În cadrul universității, am anticipat un pic. Anul trecut am dezvoltat, tot cu ajutorul studenților, pentru că am dorit să implicăm, am dezvoltat și le-am făcut, să spunem așa, un model de business. I-am implicat într-un proiect No Waste și am vrut să se implice ei activ în rândul lor, achiziționând un composter. Și rolul lor este să gestioneze acest composter și am spus că principalul cumpărător al compostului pe care ei îl vor produce în urma compostării resturilor de la vegetale și de la cantina universității, universitatea va fi principalul cumpărător. Rolul lor este de a conștientiza studenții din campus de necesitatea și utilitatea de a composta aceste resturi pe care le obținem în urma, după ce terminăm masa, să nu le mai aruncăm. Și atunci ei fac o campanie de foarte puternic acum în rândul studenților prin cămine, ca să îi lămurească în momentul în care se duc și mănâncă la cantină, au acolo
un container special cu instrucțiuni ce se aruncă, ce nu se aruncă, și atunci ei vor dezvolta acest model, să zicem, de business în timpul facultății. Vor avea posibilitatea, cu banii obținuți, să-și financeze diverse activități pe care asociațiile studențești doresc să le facă împreună cu colegilor din facultăți, și, de ce nu, în momentul în care au terminat studiile, în momentul în care se întorc la ei acasă, să poată să se gândească că au o experiență care le permite să dezvolte un astfel de business și știu de la A la Z ceea ce trebuie făcut. E, același lucru o să se întâmple cu siguranță și pe proiectele acestea Inotech, pentru că nu ai decât să gândești un plan de afaceri care să fie coerent, sustenabil, prin care să demonstrezi că într-adevăr ideea ta va deveni profitabilă, iar la aceste proiecte, să știți că la sfârșitul anului acesta deja, spre sfârșitul anului acesta deja, ele vor primi finanțare, o parte din finanțare. Și deci ei trebuie să facă dovada că s-au gândit foarte bine, foarte matur la ceea ce vor să dezvolte. Și ei, după ce vor termina facultatea, vor avea propriul lor business. Și mai avem 4-5 minute. E îmbucurător, dacă acum ani buni, bine, eu sunt absolvent la Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, dar aveam colegi care spuneau, la agronomie e cu sapa, e cu munca brută. Lucrurile s-au schimbat și anticipat și dumneavoastră foarte bine apropo de tehnologii. Și pe mine mă bucură atât la USV Iași, dar sunt convins la USAMV București, la Timișoara, la Cluj, tinerii au început să-și schimbe optica și aceste instituții devin din ce în ce mai atractive. Și aș vrea să finalizăm așa frumos concluziile pe care le aveți dumneavoastră, pentru că ați anticipat, din păcate, dincolo de faptul că avem un deficit al studenților, al numărului de studenți, și cred că e o problemă generalizată și la nivelul Uniunii Europene, nu avem nici meseriași, nu avem nici acei oameni care să, fie că e vorba de învățământ dual, fie că e vorba de vechile școli profesionale, foarte utile. Astăzi căutăm, avem nevoie de un tâmplar sau de un electrician, așteptăm 2 săptămâni pentru că omul e solicitat din ce a mai rămas în țară. Dar revenind, iată, pentru că e o zonă strategică a învățământului agronomic și al medicinei veterinare, cred că lucrurile s-au schimbat și tinerii trebuie încurajați în a veni către instituții ca ale dumneavoastră, pentru că nu e deloc numai cu sapa, domnule rector Teodorescu. Agricultura nu mai este de mult numai cu sapa, din fericire, și din acest motiv am și devenit din ce în ce mai performanți, că până la urmă trebuie să acei fermieri care au apelat la toate dezvoltările și din punct de vedere științific și al tehnologiei, au avut de câștigat. Și asta pot să spună fără îndoială orice fermier care a apelat la aceste instrumente. Încă un lucru important pe care am uitat să-l precizez și aș vrea să-l precizez apropo de modele de business, în cadrul universității, în cadrul facultății de medicină veterinară, avem spitalul de urgență pentru animale mici și acolo studenții noștri, cred că este un spital comparabil cu oricare alt spital uman din orice țară a Uniunii Europene și nu numai. Deci este un spital, așa cum suntem obișnuiți să vedem prin filme, ca cele umane, are tot ce-i trebuie, iar acolo, important este de știut că resursa umană pe care o folosim nu este altceva decât cea din Facultatea de Medicină Veterinară pentru studenții noștri care fac practică acolo și asigură 24/24 permanența. Pe lângă, bineînțeles, pe lângă cadrele didactice care
au și au rolul lor acolo de a explica și a învăța și, bineînțeles, ceilalți angajați care sunt tot așa medici veterinari. Ce să vă spun? Universitatea... Sunt foarte multe eforturi pe care le-am făcut și le facem în mod constant pentru a arăta celor care sunt interesați un pic mai puțin sau un pic mai mult de agricultură. Avem un campus, avem două campusuri, unul de 40 de hectare în Herăstrău și celălalt de 6 hectare lângă Palatul Parlamentului. Avem undeva la 4.000 de spații de cazare. Avem cantină, avem terasă, avem sală de sport modernizată, avem parcuri, astfel încât un student care vine și devine student al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară să aibă tot confortul de care are nevoie pentru a-și dedica timpul învățatului și, bineînțeles, zonei de pregătire a lui. Studenții noștri acum, bine, văzând toate transformările de aici, au înțeles că agricultura nu mai înseamnă ce însemna odată cu sapa și pentru că ne dorim ca ei să se specializeze în mod real, îi încurajăm să meargă și în străinătate cu burse Erasmus. Acolo au de învățat, văd cum se desfășoară și alte universități, ce înseamnă viața, că până la urmă una este să stai o săptămână în străinătate și una este să stai 6 luni în străinătate, e diferență de la cer la pământ. Noi am venit în sprijinul lor pe lângă bursele pe care le oferă, sau valoarea bursei pe care o oferă programul Erasmus, noi oferim încă 200 de euro în plus pentru fiecare pe lună, pentru fiecare student care pleacă în o astfel de bursă, tocmai pentru a avea toate condițiile pe care și le dorește acolo și să poată să se dedice activității din cadrul universității practice sau teoretice pentru care merge. Bursele, tot așa, avem burse de merit, avem burse de două burse de merit, merit 1, merit 2, bursă de performanță care ajunge la 1450, cele de merit sunt între 820 și 1000 de lei. Bursele sociale, am crescut bursele sociale, am ajuns la 600 de lei pe lună pentru copiii care au nevoie. Au nevoie de resursă financiară pentru a studia, că ne dorim să încurajăm să rămână în școală. Este foarte important să rămână în școală. Vorbim de București, vorbim de tentațiile Bucureștiului și atunci este totul devine un pic mai complicat în momentul în care un copil din mediul rural ajunge în București și se lovește aici de toate tentațiile, pe care sigur că dacă orice tânăr vrea să le experimenteze, dar după aceea nu mai faci față cu școala și trebuie să avem grijă de ei. Avem responsabilitatea asta, ceea ce cel puțin în fața părinților, dacă nu și în fața lor, trebuie să-i formăm în adevăratul sens al cuvântului, pentru că ei de-aia au venit la noi. Pe final, să vă mulțumesc și gândurile dumneavoastră, domnule, iată, profesor universitar dr. Răzvan Ionuț Teodorescu, domnia sa, rector interimar, ordonator de credite, Universitatea de Științe Agronomice și de Medicină Veterinară din București. Cum vedeți dumneavoastră, deși e greu de anticipat, iată, trăim într-o lume în schimbare, nu știm ce se va putea întâmpla peste 3 luni, să sperăm că vom trece peste această pandemie. Rata infectărilor este în continuare la un nivel foarte ridicat. Bun, se vorbește că această tulpină nu e atât de cu efect atât de grave. E mai ușor a fi transmisă, dar nu sunt efectele și sperăm că lucrurile vor rămâne așa și se anticipează, spunea și actualul ministru al sănătății Rafila, că în curând poate vom scăpa de unele restricții. Dar pe dumneavoastră, universitatea, comunitatea pe care o reprezentați, pe final, cum vedeți evoluția? Iată, se finalizează un nou an universitar, din păcate, tot sub auspicii pandemice. Așa este, dar am văzut și eu datele, am văzut că
mergem în scădere. Ceea ce este foarte important până la urmă este să nu ajungem la blocarea sistemului medical. Și aici o importanță foarte mare o are vaccinarea și atunci măcar scap de acest disconfort de a te simți rău și a trebui să ajungi în spital. Vă spun și eu, am făcut vaccinul, sunt în regulă, dar chiar și făcând vaccinul am contactat virusul chiar la începutul anului universitar, prin octombrie, și a trebuit să stau 14 zile acasă, dar fără a mă simți rău, ceea ce pot să spun în ghilimele, ca o glumă, că am testat efectul vaccinului și pot să spun că într-adevăr vaccinul și-a făcut efectul, pentru că nu am avut febră, nu am avut absolut nimic și am așteptat doar să pot să ies afară din casă, să treacă cele 14 zile și să vin înapoi, să mă întorc printre colegi, printre studenți. Da. Mulțumim mult domnului profesor universitar dr. Răzvan Ionuț Teodorescu. Iată, domnia sa reprezintă Universitatea de Științe Agronomice și de Medicină Veterinară din București. Multă sănătate, cred că e cea mai importantă, domnule profesor. Dacă vom ajunge la București, să știți că vom veni și pe la dumneavoastră, dar vă așteptăm cu drag la Iași. Știu că e o relație specială cu Universitatea de Științele Vieții Ion Enescu de la Brad, instituții performante, așadar continuăm, promovăm învățământul agronomic, excelența în învățământul agronomic, discutăm și despre problemele reale. Mulțumesc mult, multă sănătate, gânduri de bine de la Iași către București. Dragi prieteni, aici se încheie această ediție. În câteva minute, colega mea, Georgiana Adam, continuă periplul promovării tinerilor talente. Noi ne vom revedea mâine, mergem tot spre București, vom avea ca invitat un artist. Domnia sa este și președinte al Ligii Dansatorilor din România, coregraf, artist legat de Iași timp de mai bine de 20 de ani, Clubul Eleganz. Dar iată acum performanța de la București o duce la nivelul cel mai înalt, cu parteneriate pe zonă de foruri mondiale. Flamengo, dance, dacă e să vorbim de foxtrot sau de orice alt lucru frumos din acest univers, îl veți afla mâine de la Cornel Tătaru, Lușu pentru prieteni, în direct via Zoom de la București, cu interesante detalii. Pot să vă spun că acest om a mers să învețe tango chiar în Argentina, la Buenos Aires, o aventură fascinantă. O zonă fascinantă. Până la proxima întâlnire, rămâneți pe platformele noastre de Facebook BZI, BZI H, BZI Live, canalul nostru de YouTube BZI, www.bzi.ro, alături de dumneavoastră. Numai bine, la revedere!